suntem într-o etapă procedurală la nivelul Partidului Democrat Liberal. Facem pașii necesari conform regulamentului statutului partidului. Discutăm aici într-un context mult mai larg, plecând de la alegerile la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și la nivelul Consiliului Județean. Avem de luat decizii și la nivelul unor localități, unde avem mai multe variante pe care le luăm în calcul. O să decidim și acolo. Sunt situații la nivelul unor localități sau orașe, domnul municipiul din județul Brașov, unde avem deja lucruri stabilite. La nivelul Consiliului Județean am ajuns în această fază referitor la cele patru persoane la care m-am referit și o să decidem din acest punct de vedere ce este mai bine pentru județul Brașov ca și candidatură. Derulăm analizele care le-am propus să le continuăm după ce am analizat spectrul mult mai larg ca și număr de persoane și cred că pe sfârșitul lunii martie vom ajunge la o concluzie finală. Și mișcarea populară? Se referă la această structură numită mișcarea populară. Am avut discuții până acum la nivelul unor asociații civice, ONG-uri și partide, care ne-am întâlnit, care am discutat. Suntem și în momentul de față în discuții, chiar zilele următoare vom avea și alte întâlniri. O să decidem de la caz la caz dacă vom merge pe această formulă la nivelul Consiliului Brașov sau la nivelul unor localități, pe această structură de alianțe locale, în funcție de disponibilitatea celorlalți parteneri la care ne raportăm. Așteptăm întâlnire la nivelul Consiliului UNEBR-ul, care am stabilit un grafic de întâlniri pentru a pune la punct protocolul de colaborare la nivelul Consiliului Brașov cu partenerii noștri din coaliție la nivel guvernamental și după ce vom analiza și cu dumnealor fiecare localitate în parte, ca și candidat, vom decide care este formula pe care vom merge la nivelul fiecare localitate din județul Brașov ca și